totodată acest drum, vă dați seama că creează posibilitatea turiștilor accesul mult mai ușor pe muntele Semenic și stațiunea Treiape de la drumul european. Sperăm ca turiștii care vin din zona București și toată zona de sud, dar și dinspre vest, dinspre Timișoara, au mai ușor accesul spre munte. Da, bine ați venit, ne aflăm în Slatina Timiș, aici să zicem că e startul către Transbănățeanu, care trece prin Treiape, Gărâna, Văliug și ajunge în Reșița. Drumul renovat foarte bine acum, sperăm că... Serviți o cafea, mă duc, din partea casei. O cafea, o apă minerală, înainte de cei 20 de kilometri care au de parcurs. Opresc turiștii? Da, da, da. Opresc, deja s-au cunosc barul foarte mult, cei care au fost mai opresc și tot așa, spre viitor, vor fi foarte mulți. Sper. Cum vă numiți? Gherga Pavel. De unde sunteți? Sunt de la Reșița. Am venit în vizită puțin, să văd cum e drumul, că am auzit că e aproape gata. Și cum vi se pare? Drumul e bunicel pentru început, dar sper să mai repară un pic la el, să-l modernizeze. Peisajul cum e? E mirific. Se merită. Deci veniți și vedeți cum e. Chiar se merită. Spuneți-mi ce faceți aici acum? Am venit să vedem cum e drumul și partea asta Semenicului. Cum vi se pare? Bun. Destul de bun pentru început. Peisajul? Frumos. Pe. Spune-te rog, cum ți se pare peisajul? Cum ți se pare zona? E foarte frumos. De unde ești? Din Timișoara. Și ce ai văzut până acum? Ce am văzut până acum? Pe lacul Văliug, la Treiape am fost. Suntem cazați în Crivaia. Cum ți se pare zona din punct de vedere turistic, al peisajului? E foarte frumos. Mi-a place tare mult la munte în România. Am mai fost aici când am fost copil, da. Când am fost copil, e foarte frumos. E bine că au făcut drumul ăsta? Da, da. Nota 10 pentru drum. E foarte ok. Foarte ok. Se merge foarte ușor. Serpentinele sunt ușor de luat. Deci n-am. Din punct de vedere a șoferului, nota 10. Cum te numești? Emilia Daniluc. Ce ați vizitat? Pe unde ați fost? La Văliug și la Treiape până acum. Și cât stați? Până mâine seară. Cum ți se pare din punct de vedere al turistului drumul pe care ați venit? Asta n-a existat înainte. Da, foarte bun. Nota 10. Da, sunt mândră de România. Unde? La cine?
trei vorbe, de unde sunteți? Din Arad. Cum vi se pare drumul? Foarte frumos. E bine că l-au făcut? Da, e bine, e bine. Dar de unde sunteți? De la... Cum e drumul? Cum vi se pare? Foarte bun. Bun. Super. Pentru că ne interesează pe el sot. Așa și eu. Ce-i asta? Ce frumos. Păi până aia unde vreau să mă ajung. Bă, uite acolo! N-ai cum, asta ce-s? N-ai cum. Hai jos la pânton să faci acolo. N-ai vrea să le-am găsit. Spuneți-mi, se simte că s-a reparat drumul, vin turiști? Vin să văd mașini din alte județe, din sud. Au început să se miște lucrurile aici. Părerea mea este că bine, este bine că s-a reparat acest drum. Așa merge. Săptămâna trecută am avut și nemți și belgeni. Da. Suntem internaționali. Deci vin din toată lumea. Asta. 175 de ani de biserica. Da. Thank you.
acest drum înseamnă enorm de mult. E un lucru pe care l-am așteptat ani de zile. Rezultatele realizărilor lui se vor vedea în mod cert în vara aceasta, în sezonul estival. Acest drum ne asigură acces din două părți, în primul rând din partea de Reșița, Timișoara, Arad și așa mai departe, și un al doilea acces Caransebeș-Herculane, partea de Mehedinți. Deci face legătura cu partea de sud? Sigur că da. Spuneți-mi, și înainte am înțeles că se mai mergea pe el, dar foarte greu. Foarte greu, pentru că deși el are statut de drum, sau avea statut, are și acum de drum județean, arăta ca și un drum forestier pe care nu se puteau încumeta decât mașinile de teren. Pe când acum se circulă cu orice fel de mașini, de la mașinile sport până la cele de teren. E un drum european, aș putea zice, și biciclete, și motociclete, și toate mijloacele de transport. Țucmeanu Mihaela. Să-l duc, Pascal.